Roșaniu. Sunt Rona David de la PS News și o să fac o știre cu protestul dumneavoastră. Deci ați venit de la Botoșani pentru astăzi să protestați. Ce s-a întâmplat? A ieșit cineva la minister să vorbească? Nu, a ieșit nimeni de la minister să vorbească. Doresc un dialog social. După și aici ce sperați? Sperăm totuși să iau niște măsuri. Poate totuși ne ascultă cineva. Vă rog, lucrurile sunt mai speciale la Botoșani, că în provincie e și mai greu parcă decât în București. La fel ca în toată țara. Cu ce vă confruntați în mod special acolo? Păi, lipsă personal, salarii mici. S-au actualizat scorurile. Noi suntem la scorurile din 2018 și lucrăm ca infermieri. Deci, bătu joc pur și simplu cu legea salarizării. Mi s-a promis în care trebuia să ni se dea în 4 ani majorarea, niciodată în 5 ani, a rămas la sporul de periclitate, sporul de tură la salariul din 2018. Dumneavoastră asistent infirmier. Și cât e salariul unui infirmier? În jur de 3.000 de lei. Net. Cu tot, da, cu tot cu sporul. Cu vechime, cu sporul. Vechim, că da, dacă ar fi fără sporul, la cât ar fi? Cred că ajungem la minim de economie. Dacă mai puțin. Deja foarte mult ne se ia prin toate taxele care impozite și ASEO și asta. Aproape jumătate din salariu, da. Suntem aici deoarece oferta guvernului nu acoperă cea mai importantă parte. Sunteți a specificului. Tulcea, eu sunt de la PS News, ați venit tocmai de la Tulcea, da? Cum e situația la Tulcea? În ce domeniu? Ce doriți să știți? Păi, de exemplu, sunteți auxiliar, sunteți infirmier, sunteți medic? Asistent medical și mi se pare o bătaie de joc și o umilire că sunt aici. În primul rând că mă simt foarte umilită. Pentru 100 și ceva de ron, pe care nu știu cum să-i calculez, da? Asta e ce am primit în plus la salariu. Se pare o bătaie de joc. Ce sperați să se rezolve astăzi? Sper să fim o țară unită în primul rând și sper și în sufletul să ajungem să avem salariile și sporurile la nivelul de 2024, cum e normal să fie. Nu din 2017, 2018, 2022, despre ce vorbim? Ce țară e asta? Refuzul vostru, protestul nostru! Refuzul vostru, protestul nostru!